registru, pentru că avem o vedetă care intră chiar acum în studio și care a avut de asemenea o poveste terifiantă. Imediat o să pornim și concursul exclusiv șef. Până atunci, Mariana Ionescu Căpitănescu. Să română, să română. Bună ziua. Pupăm. Așa. Te rog frumos. Mariana, domnilor și domnilor, ca de obicei în mare formă, dar și bucuroasă. În 5 minute începem la exclusiv șef. Astăzi o să avem supă de dovleac. A fost sezonul dovlecilor acum. Dovleacul sub orice formă. Și copt și în plăcintă. Foarte bine. Pe de altă parte, Mariana Ionescu Căpitănescu va face un final și o adăugire la acel subiect care efectiv a uimit și a cutremurat lumea muzicii populare, pentru că iată, două artiste au putut să fie hărțuite la modul propriu, insistent, pentru foarte multă vreme. Ceva ar mai fi de spus despre acel subiect, imediat veți vedea ce. Până atunci, știu că vei fi pe scenă pentru Petrică Mățu-Stoian. Da, vom avea două evenimente închinate în memoria lui Petrică Mățu-Stoian, pentru că zilele acestea se va împlini un an de când nu mai este printre noi, Dumnezeu să-l odihnească. Pe 18 noiembrie avem concert la Sala Palatului. Vor participa interpreți care au avut legătură cu el, care au fost mereu împreună cu el. Se va cânta și câte un cântec din repertoriul lui. Se va expune în scenă și Hora de Pomană, pe care el a făcut-o cunoscută, o piesă rară din zona Mehedințului. Îi invităm pe toți românii să fie de acord cu noi. Sigur. și de asemenea să fie prezenți la Sala Palatului. Și pe 29 noiembrie îl omagiem la Craiova, la Teatrul Național, unde Ansamblul Folcloric Maria Tănase va susține tot așa un concert în memoria lui Petrică Mățu-Stoian. După o scurtă pauză de publicitate, intrăm în povestea pe care o lămurește Mariana Ionescu Căpitănescu, o piesă frumoasă, cum se cuvine. Cine va fi la bucătărie, veți vedea imediat. Câteva minute de publicitate, nu multe, stați cu noi.